Olimpicul internațional, acum studentul la Oxford, Traian Rareș-Tuș, ne invită vineri, 15 septembrie, de la ora 13, la Biblioteca Județeană Petre Dulfu, la lansarea variantei în limba română a cărții Psalmii Ororii și cum lumea s-ar putea sfârși mâine. A fost mai întâi varianta în limba engleză, dar conștient de greutatea de a înțelege mulțimea de termeni de specialitate, Traian a tradus cele 400 de pagini ale cărții și în limba română. Psalmii Ororii și cum lumea s-ar putea sfârși mâine este o carte impresionantă prin informație, prin abordare, prin analogii, dar și prin faptul că autorul este foarte tânăr, dar cu o minte sclipitoare. Cartea are 400 de pagini pline de conținut științific, dar și informațional. Iar cu această carte, Traian Rareș-Tuș a convins că prin știința sa și cu siguranță prin acțiunile sale viitoare, poate așa cum spune și președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, în prefața cărții, să aducă un plus de mai bine acestei lumi care începe să se zvârcolească și din ignoranța omului. Cartea îți produce fiori, dar te și îndeamnă să nu bași capul în pernă, ci să deschizi ochii, mai ales pe cei ai minții. Este foarte interesant că Traian Rareș-Tuș pornește în abordarea științifică a subiectului de la Cartea Revelației, de la Biblie, și scrie o carte în care pune față în față ce zice Scriptura cu ce zice știința și ele nu se contrazic. Vorbește despre scenarii ale apocalipsei, improbabile, imprevizibile, probabile, dar evitabile, imprevizibile și destul de probabile, dar, dincolo de ele, te face să vezi rolul tău și semnificația vieții, arată jurnalista Viorica Pârja.